dragilor, și bine v-am găsit! Pentru astăzi revenim puțin la clipurile antice, vechi și de demult, pe care le făceam eu cu informații și vreau să vorbim despre unul din produsele mele preferate de când sunt eu pe YouTube. Deci iubesc produsul ăsta de când sunt pe YouTube și de atunci vă vorbesc despre el și acum a revenit în vogă, este din nou la modă, este iarăși un hype general, o isterie generală pe TikTok. Anul trecut a fost cu rozmarinul sau la începutul anului și acum a început isteria acestui produs și eu v-am mai vorbit despre el de multe ori și așa fugitiv prin alte clipuri, dar și într-un clip, cred că dedicat produsului lui Estuia, și este vorba despre uleiul de ricin. Da, uleiul de ricin. Deja banalul, să zicem, ulei de ricin, care știm noi că ajută la creșterea părului și este un ulei foarte, foarte interesant pentru că mai nou lumea a descoperit că mai are și alte întrebuințări și că, hei, ce să vezi, este bun și pentru altceva decât pentru păr. Și este o isterie din asta generală pe internet și vreau să vorbim puțin de treaba asta. Nu neapărat că este isteria generală pe internet, ci mai degrabă legat de faptul că în ultima vreme observ că oamenii încep să înțeleagă că medicina homeopată are și ea rostul ei și că în medicina homeopată sunt tratamente sau sunt elemente, sunt ingrediente foarte, foarte bune și foarte utile, care multe dintre ele sunt folosite de mii de ani și pe care industrializarea asta masivă a medicinei alopate le-a dat cumva deoparte. Ce înseamnă medicina alopată și homeopată pentru cine nu știe, da? Medicina alopată este medicina clasică, aia cu medicii pe care o studiază medicii la facultate, unde se prescriu medicamente și există tratamente chimice și așa mai departe, aia de doctor, așa, și medicina homeopată este chestia aia ce făcea bunica acasă, da? Cu leacuri băbești, cu plante, cu tot felul de terapii din astea auxiliare, să le spunem, sau ciudate, da? Pentru unii dintre noi. Bun. Și având în vedere că medicina homeopată, în primul rând, că este mult mai veche, este cu mii de ani mai veche decât medicina alopată și poate că de-a lungul anilor sau de-a lungul milenilor, decenilor s-au adunat multe chestii la nivel de mit, să spunem, sunt lucruri care sunt benefice în medicina homeopată, da? Nu putem nega faptul că măceșele, spre exemplu, că tot am măceșe aici, au vitamina C și că sunt bune, sau că ceaiurile pot avea efect benefic. Evident, utilizate în cantități corespunzătoare sau în dozele corespunzătoare, dar să vii să negi chestia asta deja e o nebunie. Știți, am ajuns în pragul ăla de nebunie în care credem că numai pastilele ne vindecă, ceea ce nu e neapărat adevărat, da? Ceea ce nu e neapărat normal. Da, poate că pastilele te duc către o vindecare mai repede sau poate că pastilele, într-adevăr, în anumite situații sunt soluția. Nu e chestia asta, Doamne ferește. Eu nu sunt pro-medicină alopată sau pro-medicină homeopată. Eu cred că există bine în amândouă, mai ales că gândiți-vă că înaintea noastră au supraviețuit mii de ani popoare întregi pe baza medicinei homeopate, adică cu ierburi, cu tincturi, cu împachetări, cu plante și așa mai departe, cu ceaiuri, cum ziceam, și așa mai departe. Deci lucrurile astea există de mii de ani și oamenii au supraviețuit. A, că nu erau la fel de eficiente multe dintre ele ca medicina alopată și că ulterior medicina alopată a venit și a înlocuit multe din plantele astea sau din remediile astea naturiste sau așa, asta e altă discuție, da? Dar asta nu înseamnă că nu putem găsi în medicina homeopată elemente care să ne ajute. Și observ că lumea mai nou redescoperă tot felul de astfel de ingrediente. Ca, de exemplu, am mai văzut iarăși popular pe TikTok o chestie din asta anti-inflamatoare și
cumva pentru imunitate un fel de tinctură făcută cu miere și cu usturoi. Aia e veche de când lumea, adică așa, cum ziceam, de rozmarin sau de cuișoare, iar sunt tot felul de lucruri legate de cuișoare sau sunt foarte multe elemente. Iarăși, un aspect pe care eu cred că trebuie să-l avem în vedere când vorbim și de medicina homeopată și de medicina alopată, pentru că și medicina alopată, în ciuda studiilor, experiențelor care se fac și așa mai departe, la unele persoane pot să dea rateuri, adică și ambele pot da rateuri, da? Adică dacă un lucru funcționează pentru mine, nu este 100% valabil că o să funcționeze și pentru cealaltă persoană de lângă mine și invers, da? Indiferent de care dintre ramurile astea medicale vorbim, da? Deci, că ați văzut, sunt oameni care efectiv le dai un tratament prescris de medic pentru o boală care este studiată și analizată și restudiată și nu funcționează tratamentul ăla, da? Deci, așa este și în medicina homeopată. Există marja aia de eroare, care evident în medicina homeopată este mai mare, pentru că na, acolo studiile sunt relativ puține, deși și acolo, și pe partea de homeopatie, s-au făcut foarte multe studii de-a lungul anilor și tot dezvoltându-se societatea și tehnologia, s-au făcut cercetări și pe baza, și în medicina homeopată, și iarăși un lucru pe care vreau să mai menționez și închei aici cu polologia asta, este că foarte multe din medicamentele din ziua de astăzi au la bază elemente din medicina homeopată, da? Cum ar fi penicilina, care este un mucegai, da? A venit dintr-un mucegai de pe lămâie. Sau cum ar fi aspirina, care vine din asta, din salcie. Așa că nu aspirina în sine, ci acidul acetil salicilic. Da, înțelegeți voi, da? Deci sunt foarte multe lucruri din medicina alopată care au la bază elemente sau ingrediente din medicina homeopată. Asta nu înseamnă că una o exclude pe cealaltă. Da? Asta nu înseamnă că dacă, Doamne ferește, te îmbolnăvești, nu te duci la medic. Ba da, te duci la medic. Sau dacă îți cade părul în prostie, nu te duci să vezi care e cauza, da? Și dai cu ulei de ricin că te rezolvă uleiul de ricin. Nu, uleiul de ricin poate să ajute. Da. Acum, fiind toată isteria asta cu uleiul de ricin și chiar am avut și eu o izbucnire într-o zi pe Instagram, așa, să vă povestesc despre ea, hai să povestim despre ce face uleiul ăsta de ricin bine. Da? Voi știți că eu îl folosesc în măști de păr și cea mai simplă mască de păr este că ți-l iei și îl torni efectiv pe scalp și îl lași acolo așa. Ce face el foarte, foarte bine, acest ulei de ricin, este că îmbunătățește circulația. Și în momentul în care am spus asta, trebuie să o țineți în mintea voastră, această idee, pentru tot ceea ce urmează să spun mai încolo, da? Pentru toate remediile sau pentru toate modurile în care se folosește mai încolo, da? Ăsta este, îmbunătățește circulația. Are niște proprietăți, are niște enzime, niște chestii în el care ajută la îmbunătățirea circulației. De-aia ajută și la creșterea părului, pentru că îl pui pe scalp, unde îmbunătățește circulația și automat părul fiind alimentat cu nutrienți, cu oxigen, cu toate cele, crește mai repede, da? Nu crește efectiv de la uleiul de ricin, cum am mai auzit pe cineva, că zice, da, îți dai cu ulei de ricin pe scalp și el se transformă în keratină și se duce în păr. Nu, nu o să se întâmple chestia asta niciodată cu nimica pe lumea asta. Absolut nimic, 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 nimic. Nu o să facă treaba asta pe... Dar, mă rog, cine vrea să creadă treaba asta, n-are decât. Dar asta face, în esență, uleiul de ricin. Îmbunătățește circulația, da? Oriunde îl pui, fie că îl pui pe piele, fie că îl pui pe scalp, care e tot piele, da? Înțelegeți voi? Așa, îmbunătățește circulația sângelui, da? Așa, sunt multe modalități de a folosi uleiul de ricin. Adică, cum ziceam, pentru creșterea părului, mai nou am descoperit și eu pentru că nu știam, poate fi folosit și pe corp. Este de preferat să-l folosiți cu uz extern, pentru uz extern, da? Știu că sunt câteva rețete și chiar și când eram eu în clasele primare, circula pentru că era cumva un fel de pandemie de paraziți printre copii și circula ideea să iei nu știu câte linguri din astea de ulei de ricin cu semințe de dovleac, să le înghiți, să le ingerezi și seara sau dimineața de vreme pe stomacul gol, nu mai știu cum era, ca să îți elimine paraziții. Da, sunt într-adevăr niște astfel de
leacuri împotriva paraziților cu uleiul de ricin, dar din ce am înțeles eu și din ce am auzit, și cel mai bine uleiul de ricin este să fie folosit pe exterior. Nu-l ingerați. În primul rând că este foarte amar și este scârbos. Da? Mi-a picat pe buze așa și am dat cu limba și este... E oribil. E ceva înfiorător. Da? Eu care am vomit bila, credeți-mă că mai grețos decât bila mea nu poate să fie aproape nimic. Sunt numai uleiul de ricin și încă vreo două chestii întreg bila mea în grețoșenie, da? Și în amărăciune. Deci, nu, eu una n-aș. Eu merg și eu merg pe ideea că nu. Da, pentru paraziți se pot folosi alte metode. Dacă vă interesează neapărat subiectul ăsta cu deparazitatul și așa, cercetați și voi subiectul și așa. Oricum, recomandarea mea din start este să nu mă credeți pe cuvânt. Noi deschidem o discuție ca idee că poate vă sună bine ideea de ulei de ricin și vă spun ce a funcționat la mine și poate mai cercetați și voi. Da, cercetați, nu mă credeți pe cuvânt, da? Nu faceți nimic fără să, să vă faceți propriile cercetări. Dar, da, again, recomandarea mea și a multora este să fie folosit pentru uz extern, nu să-l ingerați, că am văzut metode de a fi congelat, ingerat, nu. Eu zic să încercați să îl folosiți doar pentru exterior. Acum, având în vedere că îmbunătățește circulația, am văzut că multe femei îl folosesc ca remediu anticelulitic și am văzut poze before and after, adică înainte și după vreo două săptămâni de folosire și sunt wow, da? Adică femei care nu sunt atletice, nu fac sport, nu se omoară cu dietele și așa mai departe și am văzut că, băi, funcționează și având în vedere că intră în piele, pentru că asta e chestia, spre deosebire de alte uleiuri și alte produse similare, ăsta chiar intră în piele, da? Chiar pătrunde în piele destul de profund și îi îmbunătățește circulația sângelui la nivelul respectiv. Nu este comedogenic, că iarăși asta este marea isterie a multora cu uleiurile astea naturale, că sunt comedogenice. Nu, uleiul de ricin și uleiul de untul de shea nu sunt comedogenice, cel puțin astea două, da? Dar asta cu comedogenicul e așa și așa. Dar am văzut că se este folosit anticelulitic. Acum multe femei spun că ajută la slăbit. Tind să cred că nu-i neapărat adevărat, da? Ci mai degrabă faptul că îmbunătățește circulația în zona respectivă ajută și la drenajul limfatic. Mai degrabă asta e explicația. Nu vă așteptați să vă umpleți de ulei de ricin din cap până în picioare și gata să dați 10 kg jos, că nu o să se întâmple treaba asta, da? Dar este foarte posibil ca folosind ulei de ricin, făcând masaj cu ulei de ricin pe corp, să vi se îmbunătățească drenajul limfatic și da, să vedeți o îmbunătățire a aspectului pielii în zona respectivă sau per total și să vedeți că da, cumva mai scad kilogramele, dar asta e de la drenajul limfatic, faptul că mai scăpați din fluidul ăla în exces, da? Și la fel și cu celulita. În primul rând este mult fluid adunat și în cazul celulitei și asta se întâmplă nu neapărat că te vindecă de celulită, da? Nu sunt remedii, iarăși în medicina homeopată nu sunt remedii din astea miraculoase care rezolvă totul dintr-o dată. Da? Deci nu, să nu vă așteptați la genul ăsta de miracole, că nu o să se întâmple. Și în general nu există un remediu 100% și ușor de aplicat pentru o problemă, și cum ar fi celulita sau slăbitul. Da? Deci hai să ne calmăm că nu e chiar așa. Dar am văzut și eu că ajută la că hidratează foarte bine. Again. Pătrunzând în piele, hidratează, nefiind comedogenic, hidratează foarte bine pielea și pielea are un aspect mai frumos, mai catifelat și mai bine. Acum, multe persoane am văzut că îl folosesc pentru indigestie sau pentru probleme de tranzit intestinal, în sensul că își fac comprese cu ulei de ricin. Sau, dacă nu vreți neapărat să vă faceți comprese, se poate aplica pe abdomen. Ideea este că aici, iarăși, trebuie puțin mai multă grijă pentru că trebuie aplicat în doze mici și crescute treptat. Da? Adică, am văzut că persoanele aplică pe un șervet ceva, aplică
o cantitate mică de ulei de ricin și o țin pe abdomen timp de 20-30 de minute, după aceea cresc la 45 de minute până cresc și cantitatea de ulei și crește și timpul în care îl ții. Și spun că ajută foarte mult la indigestie sau la tranzitul intestinal. Eu nu am probleme de genul ăsta, nu pot să vă spun dacă ajută sau nu. Iarăși o practică foarte curentă cu uleiul de ricin în practica Ayurveda este să-ți pui în ombilic, acolo, ombilic, îți pui, stai cu el vreo 15-20 de minute și după aceea poți să-ți masezi pe tot abdomenul. Chestie pe care o fac și eu, nu știu dacă e neapărat pentru detoxifiere, cum zic ei, sau pentru tranzit intestinal sau pentru ce e, dar e cumva mă face să mă simt mai bine și iarăși ține de drenajul și asta ține de drenajul limfatic, ajută la drenajul limfatic și aici am observat o diferență, dar la fel și în cazul ăsta trebuie avut grijă. Care e chestia cu uleiul de ricin este că în momentul în care îl aplici pe piele poate să te irite. Mai ales dacă sunteți genul de persoane care știți că aveți o piele sensibilă și vi se irită foarte repede de la orice, trebuie să începeți cu doze foarte mici, da? De la picături. Adică plecați de la două picături și începeți să creșteți doza treptat. Și nu folosiți în fiecare zi, ci la două, trei zile în funcție de cum suportați. Da? Eu nu am o piele chiar atât de sensibilă. Apoi, un lucru pe care l-au spus toți oamenii la care m-am uitat cu referitor la uleiul de ricin și pe care eu l-am ignorat complet, a fost că în momentul în care încep curele astea cu ulei de ricin, cum ziceam și eu asta cum de îți pui pe abdomen, la un moment dat încep să ai simptome din astea ca de gripă, de răceală, te simți rău dacă îl aplici pe față, pentru că este bun de aplicat inclusiv pe față pentru hidratare și credeți-mă, chiar e bun, pe față l-am aplicat pentru hidratare, încep să-ți apară coșuri. Da? Există o perioadă din asta de detoxifiere, când începi să aplici regulat uleiul de ricin pe corp, vine perioada aia de detoxifiere când ies toxinele, ți ies ori la suprafața pielii, începi să faci coșuri, ori ai senzația aia că ți-e rău, așa că te dor mușchii, că efectiv este senzația ca de gripă, ca atunci când începe să te ia gripa. Și dacă vă aduceți aminte, într-unul din vlogurile trecute, daily vlogurile trecute, mă plângeam că bă, parcă simt că mă ia ceva, simt că mă ia o răceală, ceva, un bug. Fără să-mi dau seama că era de fapt efectul uleiului de ricin. Pentru că eu am făcut chestia asta aproape zilnic, am făcut-o, am mai sărit câteva seri așa, dar aproape zilnic am făcut și comprese și masaj cu el și mi-am aplicat și pe față de, și câteva coșuri. Și ce Dumnezeu, zic, mă ia ceva răceala, fără să-mi dau seama că e de la uleiul de ricin, până mi-a apărut iarăși un clip pe TikTok care mi-a zis, zice, vedeți că s-ar putea să aveți efectul ăsta. Asta se întâmplă cam la o săptămână jumate, două, după ce încep curele astea cu ulei de ricin. Și asta pentru că organismul se detoxifiază efectiv. Dar trebuie să treci de ea. Adică durează câteva zile, după care dacă continui, îți trece. Adică nu mai e. Și da, ce am observat este că clar are un efect pozitiv asupra pielei, asupra felului în care arată pielea. Ajută și la încă un lucru la care ajută, la crampele musculare. Am niște dureri de umeri acum, ceva înfiorător, și când îl aplic este efectiv ca un unguent din ăla clasic pe care îl dai de reumatism, ca să zic așa, da? Deci puteți face comprese locale dacă aveți entorse, dacă vă dor mușchii, dacă aveți febră musculară, să vă faceți masaj cu ulei de ricin, dar again, mare atenție, dacă aveți pielea sensibilă, să nu vă ardă pielea, da? Că vă poate irita, adică asta, la asta mă refer când spun că arde pielea, vă poate irita și trebuie să aveți grijă la, și la treaba asta, dar am văzut că chiar are efect și pe mine mă ajută și o să continui să-l folosesc. Acum, condiția esențială, numărul 1 din punctul meu de vedere, este să fie natural sau organic, natural sau organic, cred că e același lucru în viziunea multora, acest ulei de ricin. Și dacă vă gândiți logic, așa ar trebui să fie, să nu fie din ăla rafinat, da? Să nu fie din ăla amestecat cu alte chestii. Există tot felul de rețete de măști de păr, de exemplu, dacă vreți, pentru cu ulei de ricin, da? Amestecat și alte uleiuri pentru păr, dacă vreți, dar
Ideea este să fie natural și dacă ne gândim logic, așa ar trebui să fie, pentru că intră în piele, stimulează circulația și nu vrem să adăugăm alte toxine. Eu îl am pe ăsta de la Zana, da? Zana, cred că se numește ăsta. Este, el zice că e 100% natural, acum habar n-am. Dar, iarăși, o recomandare a oamenilor este să-l găsești în sticlă de sticlă. Da, sticla de sticlă este de preferat, că, știți, plasticul s-ar putea să contamineze produsul. Acum, nu știu ce să zic, că la noi, cel puțin la plafarul la care am fost eu, era ulei de ricin în sticlă de sticlă. Nu știu dacă era natural, că nu m-am mai uitat, dar erau cantități mici. Și mie îmi trebuie cantități mari. Ăsta are 200 de mililitri și deja l-am consumat jumate. Adică mie îmi trebuie cantitate mare, că îmi pun și în păr. Și în păr nu pot să pun 3 picături, că trebuie să pui destul de mult, să se educă, să se întindă pe tot scalpul. Iarăși, legat de păr, n-are rost să-l duceți pe lungime. Nu face nimic pe lungimea părului, trebuie să-l puneți pe scalp. Și de-aia este bine dacă se poate să vă luați și o perie din aia de masaj pentru scalp, ca să-l întindeți mai bine pe scalp, ca să se întindă cât mai bine pe scalp. N-are rost să-l puneți pe lungime, mai ales dacă aveți un păr foarte lung, că nu face nimic pe lungime, pur și simplu stă acolo, adică nu ajută la nimic, dar pe scalp vă spun eu că ajută. Și ajută și dacă aveți, de exemplu, un scalp uscat, deshidratat. Iarăși, îmbunătățind circulația, ajută foarte, foarte mult. Dacă aveți genul ăla de scalp care se descoamează, deshidratat, ajută uleiul de ricin. Numai că, mare atenție, dacă aveți scalpul sensibil, că s-ar putea să vă usture puțin, da? Deci trebuie să, iarăși, să luați așa, în doze mici și treptat. Nu tot dintr-o dată. Dar da, din perspectiva mea, again, în natură se găsesc foarte multe elemente care să ne ajute. Că de-aia a fost făcută. Noi am fost făcuți să fim într-o relație cu natura și cu tot ceea ce ne înconjoară, cu pomii, cu animalele, cu plantele și așa mai departe. Noi, trebuie să fie o relație între noi și un echilibru între noi și natură. Nu trebuie să fie o barieră chimică pusă, că nu, că mă, ce să ne povestim, cum auzeam eu pe cineva, o divă de pe internet, că vezi, Doamne, da, mă, bine că de-aia s-au inventat cremele la borcan ca să mă duc eu să mă dau cu chestii din frigider. Asta este un mod foarte superficial de a vedea lucrurile și e bine să ne ferim de genul ăsta de atitudini, pentru că natura de-aia a fost creată să ne ajute, să trăim în coeziune cu natura și să ne ajute și găsim elemente. Și eu am observat de-a lungul anilor că întotdeauna când am folosit ulei de ricin, părul meu, cu toate că mie îngrește părul foarte repede, dar mi-a crescut și mai repede în momentul în care am folosit ulei de ricin. Dar acum, iarăși, cu creșterea asta părului, nu vă așteptați că vă dați odată pe scalp cu ulei de ricin și apoi vă treziți cu părul de 5 metri, da? Vă crește într-un an de zile cât nu v-a crescut în 6. Nu, nu o să se întâmple treaba asta, o să crească mai repede, dar trebuie să-l și folosiți constant, adică înseamnă cel puțin una, două măști pe săptămână. Da, adică și lăsat uleiul minim 45-2 ore în păr, adică minim atât al lăsați, nu așa, puteți să lăsați peste noapte, uite, spre exemplu, eu nu pot să-l las peste noapte pentru că e prea lung, prea mare durata de timp și începe să mă usture scalpul dacă îl las, nu știu, 8 ore, cum ar veni peste noapte. Da, așa că îl aplic, nu știu, într-o zi, cum am mai zis eu, de obicei în zilele în care am ceva de făcut prin casă, curățenie, chestii de genul ăsta, îl aplic pe scalp și îl las 2-3 ore cam așa. Dar trebuie făcut, trebuie constant, făcută constant treaba asta și iarăși, cum ziceam, în medicina homeopată lucrurile nu se întâmplă peste noapte, nu se întâmplă din doze mari și de aia trebuie răbdare și trebuie perseverat, adică trebuie puțină disciplină ca să vezi rezultate. Da? Cel puțin pe partea de hidratare, acolo am văzut rezultate instant, adică în ceea ce privește hidratarea pielii, și știți că eu tot timpul mă plâng că am o piele uscată și că sunt crocodil și că nu știu ce, e cam singurul lucru care este la fel de hidratant ca crema mea de la Neutrogena, să știți, cam singurul lucru care e la fel de hidratant. Spuneți-mi dacă voi sunteți amatoare de ulei de ricin sau ce alte ingrediente din astea naturale folosiți. Nu știu, fie pentru măști de față, fie pentru măști de păr, fie pentru orice altceva. Spuneți-mi dacă voi folosiți ingrediente din astea naturale.
Vă pup, vă mulțumesc că v-ați uitat, dați un like și un share și ne vedem în următorul clip. Ciao!